Salutare tuturor, eu sunt Georgiana. Vorbim despre favorite astăzi, dar nu favoritele lunii iunie, ci din ultima perioadă, pentru că n-am mai făcut un astfel de videoclip de prin martie, dacă nu mă înșel. În aprilie nu au fost foarte multe produse pe lista mea, voiam să fac un astfel de videoclip în mai, dar a trecut luna și n-am mai făcut videoclipul și am zis ok, la jumătatea lunii iunie filmez favoritele din ultima perioadă, adică aprilie, mai și luna aceasta, pentru că produsele pe care urmează să vi le arăt vor fi folosite în continuare, evident, o să le folosesc până când se vor termina. Pe unele probabil că o să mi le recumpăr, dar mai vedem ce mai apare până o să termin produsele pe care urmează să vi le arăt. Poate găsesc chestii care o să-mi placă și mai mult. Am produse pentru îngrijirea tenului, pentru îngrijirea părului, câteva produse de make-up, sunt și câteva produse pe care vi le-am mai arătat în favorite, dar le includ din nou pentru că le-am folosit foarte mult în perioada aceasta și vreau să le aduc din nou în fața voastră. Încep cu produsele pentru îngrijirea tenului, Mineral 89 de la Vichy. Îmi place foarte, foarte mult serumul acesta. Am vorbit despre el în videoclipul cu rutina de îngrijire a tenului, rutina de dimineață cât și cea de seară, pentru că îl folosesc atât dimineața cât și seara. Nu știu cum este serumul acesta, ce conține, cum acționează, dar îmi place foarte, foarte mult. Acum, pentru că este foarte, foarte cald și pentru că am un ten mixt, dimineața îl aplic doar pe el, mai rar vin și cu crema de față și este suficient pentru mine serumul acesta. Îmi lasă un ten foarte frumos, nu lasă pielea lipicioasă, unsuroasă, se absorbe foarte repede. Eu vă recomand serumul acesta, m-ați tot întrebat de el și eu personal îl recomand. Repet, v-am vorbit în videoclipul cu rutina de dimineață și cea de seară, vă las link pe ecran în bara cu descrieri, mergeți și vedeți acolo mai multe detalii, dar este un produs pe care de când mi l-am cumpărat și cred că mi l-am luat pe la începutul lunii mai, de când mi l-am cumpărat îl folosesc zilnic. Am și un demachiant pe care vreau să vi-l arăt și cumva m-am grăbit cu videoclipul acesta ca să nu termin demachiantul, pentru că atunci când o să-l termin pe acesta, mai am încă unul bifazic pe care vreau să-l folosesc și abia apoi o să mi-l recumpăr. Este vorba despre cel de la Nivea, demachiantul bifazic pentru ochi. Curăță foarte, foarte, foarte bine, foarte ușor, nu irită, nu ustură, este un demachiant excelent pentru zona ochilor. Curăță inclusiv machiajul waterproof, am folosit mascara waterproof și a curățat foarte bine, fără să fie nevoie să insist, să frec foarte mult. Curăță și rujul rezistent, rujul lichid cu finish mat, știți că folosesc astfel de rujuri, curăță foarte bine. Deși este un demachiant pentru zona ochilor, câteodată îl folosesc și pe față, de exemplu dacă mă dau cu un fond de ten precum All Nighter sau cu cel de la Kat Von D, care sunt rezistente, vin cu acest demachiant și pe față ca să adun așa grosul, apoi cu o apă micelară, după care trec la gelul de curățare. Ideea este că îmi place foarte mult și dacă sunteți în căutarea unui demachiant bifazic pentru ochi, eu vi-l recomand pe acesta. Într-adevăr, este foarte, foarte blând, nu irită, nu ustură și adună foarte bine machiajul. Pun pe o dischetă, o țin câteva secunde așa pe ochi ca să se înmoaie machiajul, apoi șterg odată și s-a luat destul de bine. Și insist acolo unde machiajul nu s-a curățat în totalitate. Bun, un alt produs care îmi place foarte mult sunt acești plasturi pentru extragerea punctelor negre de la Tony Moly. În pachetul acesta, mi l-am cumpărat din Sephora, apropo, în pachetul acesta sunt 7 plasturi și am dat pe el 29 de lei. Mi se pare un preț foarte, foarte bun pentru că mi-am mai cumpărat plasturi și de obicei sunt mai puțini în cutie și costă destul de mult comparativ cu acesta. Repet, sunt 7 plasturi aici, plus că mi l-am cumpărat la o promoție acum mai multă vreme și l-am luat și un pic mai ieftin. De fiecare dată când i-am aplicat, după ce i-am dat la o parte, au extras ceva puncte negre, uneori mai multe, alteori mai puține, depinde și cum este pielea pregătită. De obicei folosesc un astfel de plasture după o baie mai fierbinte, acum este foarte cald și nu prea fac băi așa fierbinți, dar de fiecare dată au extras ceva acolo, comparativ cu alți plasturi pe care i-am mai folosit, care nu au funcționat de fiecare dată. Erau momente în care nu scoteau absolut nimic și puncte negre am. Nu e că n-aș avea puncte negre și că n-aveau plasturi ce să scoată. Am destule puncte negre, în special aici pe nas și pe lângă în zona aceasta. Dar aceștia au funcționat de fiecare dată. Vi recomand. Plus că nu mi se pare că e un preț foarte mare. Deși la prima impresie 29 de lei pe niște plasturi poate pare mult. Sunt 7 plasturi și eu v-aș recomanda să folosiți un plasture de ăsta pe săptămână, să nu exagerați cu ei, așa că v-ar ajunge aproape 2 luni. Deci, da, cam asta ar fi. I-am văzut apropo la Teo Stănescu și eram într-o perioadă în care
Chiar căutam niște plasturi noi și am zis să le dau o șansă și nu-mi pare rău pentru că într-adevăr îmi plac. Cam asta ar fi cu îngrijirea tenului, trec la îngrijirea părului și încep cu șamponul de la Vichy, Dercos Micropeel. Este un produs despre care cu siguranță v-am mai vorbit, este un șampon exfoliant antimătreață, conține prin el mici particule exfoliante. Eu nu-l folosesc pentru că aș avea probleme cu mătreața, nu am mătreață, nu foarte multă oricum, nu ceva care să mă deranjeze, nu ceva care să necesite un șampon tratament. Îl folosesc ca un șampon purificator. Am mai zis, cred, chestia asta pe scalp, se tot depun fel și fel de impurități, folosesc șampon uscat, produse de styling și ele se adună acolo pe scalp și am impresia că un șampon clasic pentru părul meu uscat nu curăță foarte bine scalpul, așa că am nevoie de un astfel de produs. Acesta pentru mine funcționează excelent, curăță foarte bine impuritățile de pe scalp, îmi lasă un păr foarte frumos, foarte curat. Și da, eu vi-l recomand. Și un alt șampon care îmi place foarte mult, pe care îl folosesc aproape de fiecare dată când îmi spăl părul, și zic aproape de fiecare dată, pentru că atunci când îl folosesc pe el, îl folosesc pe cel de la Vichy. Este vorba despre L'Oréal Elsev Ulei Extraordinar, am varianta cu ulei de cocos. Este pentru părul normal spre uscat. Îmi place cum îmi lasă părul, îmi place cum miroase, miroase senzațional. Apropo, îmi lasă un păr foarte fin, foarte strălucitor, se coafează, se aranjează foarte frumos. Este potrivit pentru părul meu șamponul acesta și am observat, pentru că am și o mască pe bază de ulei de cocos și nu este prima care îmi place foarte mult, am observat că produsele care sunt pe bază de ulei de cocos funcționează foarte bine pentru părul meu. Uleiul de cocos ca atare, dacă mi l-aș aplica pe păr ca o mască, așa ca un tratament, nu funcționează foarte bine, poate doar combinat cu diverse alte uleiuri, dar produsele pentru îngrijirea părului care sunt pe bază de ulei de cocos am observat că îmi lasă un păr foarte, foarte frumos. Deci, șamponul acesta pentru mine funcționează super bine și am și masca din aceeași gamă. Masca este primită, șamponul mi l-am cumpărat eu pentru că am vrut să am gama completă într-un fel, să le încerc împreună și într-adevăr îmi plac foarte mult. Masca la fel, Elsev Ulei Extraordinar, varianta cu ulei de cocos. Masca aceasta poate fi folosită după ce ți-ai spălat părul, poate fi folosită și peste noapte ca o mască tratament, poate fi folosită și pe părul uscat pentru a-ți aranja disciplina părul, are multiple întrebuințări, este o mască 3-in-1, îmi place foarte mult, îmi lasă un păr foarte, foarte frumos și v-am mai vorbit despre o mască pe bază de ulei de cocos, cea de la Seven Heaven, care la fel mi-a lăsat și îmi lasă un păr senzațional. Deci produsele acestea pe bază de ulei de cocos pentru mine funcționează super, super bine. Eu vi le recomand, dacă aveți un păr normal spre uscat, s-ar putea să vă placă și vouă. Găsiți în gama aceasta, cred că și balsam, nu doar mască. Și cam asta ar fi cu produsele pentru îngrijirea părului, trec la make-up. Încep cu produsele pe care cu siguranță vi le-am mai arătat, atât prin favorite, cât și prin diverse alte tutoriale și v-am zis că îmi plac foarte mult. În primul rând, pudra de la Nout Cosmetics, Luminous Silk Compact Powder, o am în nuanța numărul 02, este o pudră compactă, o folosesc ca atare, în loc de fond de ten, în loc de orice altceva, în perioada aceasta când este foarte, foarte cald și nu, chiar nu suport să-mi pun pe față și fond de ten, și anti-charcan, și concealer, și pudră, și toate nebuniile, prefer să vin doar cu această pudră, o aplic pentru că ea vine cu un burețel, bine, nu mai am burețelul ei, nu mai am puful acela cu care a venit pudra, am un altul, o aplic într-o cantitate mai mare pe toată fața, după care o las câteva minute până îmi termin machiajul ochilor, după care vin cu o pensulă, curăț excesul, uniformizez și asta este tot ceea ce fac. În momentul de față chiar așa sunt machiată, doar cu această pudră. După ce mi-am aplicat crema de față, crema cu SPF, la câteva minute până au intrat toate în piele, vin cu această pudră și eu zic că arată destul de bine, arată destul de frumos, nu am chestii pe față pe care vreau să le acopăr, așa că pentru mine pudra aceasta este suficientă. Și la fel, un produs despre care v-am mai vorbit, bronzerul de la Mimimi Cosmetics, la fel. După ce vin cu pudra de la Nout, vin cu puțin bronzer în obraj și cam asta este tot ceea ce fac. Este un bronzer sidefat, așa că pe timpul zilei nu mai este nevoie să vin și cu pudra iluminatoare. Știți că îmi place foarte mult iluminatorul, dar fiind foarte cald afară, încerc să reduc cât pot de mult produsele pe care mi le aplic pe față, numărul de produse. Încerc să aplic mai puține ca să nu-mi încarc foarte mult tenul. Acestea două sunt minunate. Pentru mine, cel puțin, fac o treabă excelentă. Au intrat din nou în favorite pentru că le-am folosit foarte, foarte mult în perioada aceasta. Și că tot vorbeam de iluminator, o paletă pe care am folosit-o neîncetat de când am primit-o este aceasta de la L'Oréal La Vie en Glow.
Se poate observa că este super folosită, mai ales la fardul acesta al doilea, s-a creat așa o mică adâncitură și cred că o să ajung la tăviță în cel mai scurt timp. Mi se pare un dupe, paleta aceasta mi se pare un dupe foarte, foarte bun pentru paletele de la Anastasia. Nu toate, pentru că unele sunt cu farduri colorate, roz, mov, verde, dar pentru o paletă, să zic așa, clasică, este un dupe foarte, foarte bun. Această paletă mi-amintește oarecum de Nicole Guerrero Glow Kit. Am paleta respectivă și le pot compara și da, mi se pare un dupe foarte bun. Depinde cum aplicați fardurile acestea, pentru că puteți crea acel efect wet sau ceva mai discret dacă aplicați puțin cu o pensulă, puteți aplicați cu burețelul umed. Nu arată prăfos, nu mi se pare că evidențiază textura, relieful de pe piele, de pe ten. Îmi place foarte mult paleta, o folosesc pe față, la ochi, în colțul intern, pe pleoapă, în special fardul acesta, ultimul fard care este mai închis, îl aplic pe toată pleoapa, arată foarte bine, arată într-un fel natural. O altă paletă, tot pentru față, o paletă de conturi, este vorba despre aceasta de la Wet n Wild, Contouring Palette, mi se pare o paletă excelentă pentru nici 30 de lei cât costă, face o treabă super, super bună. Inițial credeam că fardul acesta, pudra de contură, o să fie prea portocalie pe fața mea, mi se pare un subton totuși mai cald, nu foarte rece, dar nu, arată foarte bine pe ten. Am nuanța dulce de lece, sunt mai multe nuanțe disponibile. Este o paletă foarte bună dacă vă doriți o paletă de contur, dar nu ceva foarte scump, dar care să funcționeze și să arate bine, să nu arate ca și cum ați fi murdare pe față. Vă recomand paleta aceasta de la Wet n Wild. Îmi place și pudra mată iluminatoare, o folosesc pe sub ochi, o folosesc și pe aici, pe sub pudra de contur. Îmi aplic aici pudra de contur și sub ea vin cu pudra aceasta iluminatoare. Nu este foarte, foarte deschisă, de obicei folosesc pudre un pic mai deschise, dar e ok. Nu arată ciudat pe fața mea. Îmi place paleta și vă recomand. Am văzut-o la foarte multe youtuberițe, foarte multe o recomandă și pe bună dreptate, pentru că e o paletă ieftină și bună. O altă paletă, am foarte multe palete în videoclipul acesta, cea de la Rimmel pentru ochi de această dată. Rimmel London Magnify Spice Edition. Am făcut un review pentru paleta aceasta, am făcut și un tutorial cu ea. Mi se pare o paletă excelentă, un dupe, iar... un dupe foarte bun pentru Naked Heat de la Urban Decay. Fardurile sunt de calitate, sunt pigmentate, se aplică frumos. Repet, am făcut un review și nu mai intru acum în detalii, dar de când mi-am cumpărat-o și după ce am făcut review-ul, de fapt, am folosit aproape neîncetat paleta aceasta. De câte ori a fost ocazia să mă machiez la ochi cu farduri mai puternice, am folosit această paletă. Este super pigmentat, inclusiv fardul acesta alb, care de obicei este așa și așa, este foarte pigmentat și se vede foarte frumos la ochi. Ori fac așa un machiaj un pic mai elaborat, să zic, un efect de smoky, ori iau un fard, îl aplic pe toată pleoapa și blendesc un pic în pliu și asta e. Dar e o paletă super bună pe care vă o recomand, mai ales dacă vă doreați în mod deosebit Naked Heat-ul de la Urban Decay și vi se pare prea scumpă paleta, eu vă recomand Rimmel London. Un produs pe care pur și simplu îl ador, îmi place în mod deosebit datorită nuanței și cred că intuiți despre ce este vorba. Și dacă v-ați gândit la rujul lichid de la Urban Decay, v-ați gândit bine, pentru că despre el vă vorbesc în continuare. Vice Liquid Lipstick, îl am în nuanța ZZ, o nuanță pe care o ador. Mi se pare super, super frumoasă, este un roz care bate într-un mov lila. Am purtat foarte mult rujul acesta, m-ați văzut cu el prin videoclipuri, în vloguri. Este o nuanță frumoasă de vară, dacă nu era nuanța asta atât de frumoasă, nu cred că îmi cumpăram prea curând un ruj lichid de la Urban Decay. Nu de alta, dar am foarte multe rujuri lichide și nu aveam nevoie neapărat, dar nuanța aceasta mi s-a părut deosebită. Îmi place și formula, se comportă frumos, îmi place pentru că se aplică uniform, nuanța este saturată, nu mi-usucă buzele, se dă destul de ușor jos cu o apă micelară, cu apă micelară bifazică, dar se dă destul de ușor jos. Îmi place formula, dar nuanța, repet, nuanța mi se pare foarte, foarte frumoasă. Bun, rujul, îl ador, știți, v-am nebunit cu rujul acesta și ultimul produs pe lista favoritelor este o pensulă, de fapt, o pensulă de la Pupa, este o pensulă pentru blending. Mi se pare o pensulă excelentă, îmi place pentru că nu este chiar atât de fluffy precum alte pensule pe care le am. Altele sunt un pic mai mari și mai stufoase și mai pufoase într-un fel. Aceasta nu este chiar atât de fluffy și concentrează foarte, foarte bine fardul în zona pliului. Îmi place și vă recomand pensula aceasta. Este și foarte, foarte fină, nu zgârie, aproape că nu simți că o folosești. Îmi place foarte mult, vă recomand sau măcar mergeți într-un magazin și încercați-o ca off și tester. Vedeți cum vi se pare. Costă undeva la 50 de lei.
Eu mi-am cumpărat-o de ziua mea și în baza cardului am avut 50% reducere, așa că am luat-o cu 25 de lei. Își merită toți banii, merită și 50 de lei pentru că este o pensulă super, super bună. Mai ales dacă vă doriți așa o pensulă un pic mai, să zic, mai mică, o pensulă de blending un pic mai mică, cu ajutorul căreia să concentrați foarte bine fardul în pliu, dar pe care o să o puteți folosi și aici pe pleoapa inferioară. Îmi place, vi-o recomand, cum vă recomand toate produsele pe care vi le-am arătat acum aici. Și cam acesta a fost videoclipul, acestea sunt produsele pe care le-am folosit foarte, foarte mult în ultima vreme, o să le folosesc evident în continuare. Spuneți-mi în comentarii dacă voi ați încercat produsele acestea, vă cum vi se par, ce produse ați folosit voi în ultima vreme, chestii care v-au plăcut foarte, foarte mult, ce recomandări aveți să-mi faceți. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, la revedere! Yeah!